Hristos a înviat. Așa cum v-ați obișnuit ca reporterii BAL să nu lipsească de la niciun eveniment, ei au fost prezenți și astăzi la concursul de încondeato. La acest concurs au participat 9 școli din Botoșani, cu mulți elevi dornici să câștige. Cum te numești? Chebac Lorena Andreea. Dar tu? Manole Diana Gabriela. Și tu? Cibotariu Cricleviț Andra. Și de la ce școală, sunteți? Noi suntem echipa școlii numărul 10, Botoșani. Am văzut că ați pictat pe oul vostru pe Iisus Hristos. De ce? Deoarece duminica viitoare sărbătorim învierea. Vei merge la înviere? Da, cu părinții. O vei ajuta pe mama ta la vopsitouă? Da, în fiecare an o ajut. Îmi place să fac treabă pentru un eveniment atât de important. Dar de ce nu ați ales să vopsiți pe ou, de exemplu, primăvara? Deoarece este mai apropiat de această sărbătoare și pentru că este și tradiția în același timp. De cât timp știi să pictezi pe ou? De când era mică, da? De când de când te învață doamna. Da. Și ce modele îți place să vopsești pe ou? Fluturi, flori, chipul lui Iisus Hristos, îngerași, păsări. Dar ție, ce modele îți place să vopsești pe ou? Îngerași, flori, fluturi, de toate felurile. Cum te numești? Potopana. Câți ani ai? 14. De la ce școală ești? Școala gimnazială numărul 13. Cum te-ai înscris la concurs? Doar m-a chemat doamna învățătoare și am zis, bine, o să vin, pentru că mi se pare o activitate frumoasă. Și... Bună, cum te numești? Mă numesc Antonia. Câți ani ai? Am 10 ani. Cum te-ai înscris la concurs? Păi am vrut să vin ca să arăt lumii ce pot și că am vrut să fac ceva frumos de Paști. Am înțeles că acest concurs este la a doua ediție. Ai fost și la prima ediție? Nu. Ce le urez oamenilor de Paști? De Paști le urez multă sănătate și fericire. Ce pictați pe ou? Pe ou pictăm cruci, pictăm pe Iisus Hristos și diferite modele. Asta ați stabilit de la școală sau acum? Nu, de la școală. Ce știi de sărbătorile pascale? Sărbătorile pascale înseamnă când noi pictăm ouăle în condeie și facem tot felul de modele pe ouă. Care este mâncarea ta preferată de Paște? Mâncarea mea preferată de Paște e atunci când sparg ouăle și le mănânc. De ce se fac ouăle roșii? Ouăle roșii înseamnă sângele atunci când Hristos a fost răstignit pe cruce și Maica Domnului a pus ouă sub cruce, iar sângele a căzut pe ouă și ouăle s-au făcut roșii. Ce le urez bătoșenilor de Paște? De Paște le urez multă sănătate, un Paște fericit și mulți ani. Câți ani ai? 8 ani. Cum te numești? Nicola Bianca Maria. Cum v-ați ales desenul? Păi, noi am vrut să facem ceva mai special, să nu fie toată lumea după noi cu crucile și așa, am vrut să facem ceva mai special. Pictezi de mai mult timp? Da, cam de vreo o lună, două. Ai participat și la prima ediție? Nu. Ce îți dorești la iepurașul de Paște? Eu nu știu ce am vrea, eu aș vrea să-mi aducă ce crede el că merit. Ce știi despre Paști? Știu despre Paști că atunci este învierea Domnului și este o sărbătoare foarte specială pentru toți creștinii ortodoxi. Ce le urești bătoșenilor? Să aibă un Paște fericit și sărbătoare fericită. Cum te numești? Mă numesc Bătăs Beatrice. Și câți ani ai? Am 10 ani. Am observat că te-ai îmbrăcat în roșu. Te-ai îmbrăcat doar așa pentru că ca să te asortezi cu sărbătoarea Paștelui? Da. Ce ați făcut astăzi? Ce desen ați făcut astăzi pe ou? Noi desenăm pe ou iepuraș și asta ne mai gândim ce să mai facem. Și de unde v-ați inspirat? Ne mai avem prin minte, prin natură, ce mai sunt... Ai o pasiune aparte pentru pictură? Da.
Acasă cum colorați ouăle? Cu roșu sau multicolore? Multicolore. De ce? Ne place să fie mai vie. Aceasta este a doua ediție a festivalului? Sigur, este a doua ediție la care participăm. Ne-am implicat puțin tel și în organizarea, chemând cât mai multe școli. Anul trecut am luat locul întâi, sperăm și anul acesta. Prin ce se remarcă a doua ediție față de prima? Sunt, cred că, mai multe școli care au participat și copii mai mulți și s-a mărit echipajul. De la 10, parcă eram anul trecut, acum suntem 15, deci e bine. Și cam câte școli s-au înscris? S-au înscris 9 școli și sunt peste 100, sau cam 150 de copii prezenți. Dumneavoastră, ce părere aveți despre acest eveniment? Este extraordinar de frumos, copiii vin cu mare drag și lucrează împreună cu părinții și asta este bine, că ne adunăm părinții și copiii și formăm o echipă și cadrele didactice, bineînțeles.